Un bărbat și-a amenințat vecina cu o pușcă. Scenele desprinse parcă din vestul sălbatic s-au petrecut într-o localitate din Timiș. Femeia a trăit momente de panică văzând că bărbatul și-a îndreptat cu furie arma spre ea. Acum individul de 38 de ani a ajuns la o clinică psihiatrică din Timișoara. La data de 12 martie 2024, în jurul orei 8 și 10 minute, polițiștii lugojeni au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat în vârstă de 38 de ani ar fi amenințat cu o armă o vecină în localitatea Valea Lungă Română. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că arma este una de tip airsoft, nesupus autorizării, aceasta fiind ridicată de polițiști. Bărbatul a fost condus apoi la o clinică psihiatrică din Timișoara. Transmit reprezentanții IPJ Timiș.